Cartea propusă spre lectură pentru acest weekend de către specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung îi are ca protagoniști pe doi scriitori mușceleni, și anume Dimitrie Nanu și Mihai Moș Andrei. Corespondența dintre cei doi, unchi și nepot, este adunată între coperțile unei cărți ce poartă semnătura scriitorului Adrian Savoiu. Cartea Dimitrie Nanu, Mihai Moș Andrei, Corespondență, scoate în evidență viața celor doi mușceleni cu grijile zilnice, lecturile asidue, momentele de creație și nostalgiile după viața patriarhală a Câmpul Lungului. Corespondența cuprinde perioada anilor 1921-1938 și este un bun prilej de a cunoaște două personalități ale culturii mușcelene. București, 1932, strada C8, Parcul Cornescu. Dragă Mișule, am venit din calmul Câmpul Lung, în trepidantul București. Și nu știu cum să zbor iarăși spre cetatea nașterii mele, departe de Babilonul acesta, unde trotuarele sunt un fel de altare priapice cu nesfârșite teorii de bacante. Totuși am observat, pentru un artist ca tine, București ar trebui să fie ceea ce era pământul pentru Alfeu, dacă nu mă înșel. Să cobori ca dintr-un avion, să ia talpa piciorului contact cu București, să dai o raită în tramvai, într-un automobil la șosea, te vei simți în cu o mulțime de subiecte care vor prinde să-și agite mădularele. Atunci, țâși la Câmpul Lung, unde să le naști într-o muncă laborioasă și liniștită, adică cu răbdare și fără pripă. Cartea săptămânii la Biblioteca Municipală Câmpul Lung este publicația Corespondența Dimitrie Nanu, Mihai Moș Andrei, editura Docentii 2010, a autorului și profesorul Adrian Savoiu. Corespondența trimisă de scriitorul Dimitrie Nanu către nepotul său Mihai Moș Andrei în perioada 1921-1938 este mărturia unei afinități sufletești între doi autori care aparțin de generații diferite. Dimitrie Nanu, personalitatea Câmpul Lungului, care frecventa Cenacul Zburătorul și colabora la diverse reviste literare interbelice de prestigiu, a fost un traducător din literatura universală, dar și laureat al Premiului Național de Poezie în 1937. A fost un apropiat al scriitorului Mihai Moș Andrei, căruia i-a descoperit talentul poetic și i-a îndreptat primii pași spre poezie. Scrisorile prezintă o mare diversitate de aspect, ale perioadei dintre cele două războaie mondiale din zona Câmpul Lungului, făcând dese referiri la viața literară, la personalități ale vremii, la rivalități între diversi scriitori ai epocii, la cărți, prieteni, familie sau la viața privată. Din text răzbate atât spiritul profund religios al lui Dimitrie Nanu, dar și aspectul poeziei sale, scrise îngrijit, caligrafic, scrisorile lui Dimitrie Nanu au reprezentat pentru Mihai Moș Andrei o adevărată amintire palpabilă a ființei pe care a iubit-o după moartea acestuia. Vă așteptăm la bibliotecă pentru a muta această interesantă corespondență, care reflectă istoria Câmpul Lungului. Despre Mihai Moș Andrei și Dimitrie Nanu, poeții importanței ai perioadei interbelice, au mai apărut și alte cărți prin grija celui care este moștenitorul de drept al unei părți din bibliotecă și a operei poetului Mihai Moș Andrei, scriitorul Adrian Savoiu.